Bună seara! Așa să continuăm uh, discuția noastră despre ideea periculoasă a Hawking, anume ideea că informațiile științifice furnizează noi date pentru întrebarea și discursul despre sensul existenței. Mai întâi, dacă existența are sau nu are un sens. Ce e sens? Uh, sensul uh, uh, însemnează intenție, dar sensul înseamnă și direcție, în cele din urmă. O stradă cu un sens unic, nu are o intenție, dar are un sens. În acest. Deci, există o legătură între cele două semnificații ale cuvântului sens. În sensul că ce există are o direcție. Și este de la sine înțeles că existența noastră trebuie să fie aliniată cu direcția existenței. Întrebarea este dacă această direcție reflectă o intenție a unui creator. Sau, din potrivă, este un fenomen pur natural. Știința nu poate să răspundă la întrebarea dacă există o intenție a unui creator în această direcție. Sau dacă sensul acesta este produsul forțelor naturii. Însă lucrul la care poate răspunde știința este sensul ca direcție. Dacă există o direcție a evoluției, dacă există ceva ce caracterizează uh, uh, viața, uh, ceva ce. Uh, generează principalul vector al vieții, acesta poate fi înțeles de știință. Și, vrește, acesta poate fi înțeles în două feluri. În sensul că, uh, în general, în teologia creștină și în iudaism, a existat o tendință de a reprima naturalul. Consensul că sensul natural al vieții este ceva rău. Și viața trebuie să, vieții trebuie să se ofere un sens mai înalt. Și există, de asemenea, o altă tendință în teologia creștină de a răscumpăra acest sens natural al vieții. De a-și că e bun, că e intenționat de creator și că uh, problema este, singura noastră problema este că nu îl înțelegem pe deplin. Și uh, noi înșine suntem abătuți la un sens natural al existenței, adică ceea ce e natural este bun în ultima instanță. Uh, în ce sens uh, științele moderne ale vieții ne pot ajuta să înțelegem sensul existenței. Vreau să plec de la definiția cuvântului animal, așa cum l-au înțeles grecii, Aristotel în special. Pentru Aristotel, ca și pentru Platon, mișcarea nu este ceva ontologic, deci nu este ceva natural pentru lucruri. Mișcarea este un accident, este ceva ce trebuie din afară să vină. Și singurul lucru care poate să aibă mișcare în sine, care poate să genereze uh, mișcare, este sufletul. Animal vine de la anima, ceva ce are suflet. Pentru Aristotel nu mai pisica ca și că ele sunt animale, dar și planetele sunt animale, fiindcă se pot mișca. Omul e un animal fiindcă are suflet, fiindcă poate să se miște. Aici este o problemă. Mai târziu, în teologia creștină, uh, -a, uh, am ajuns la concluzia că animale nu au suflet. De fapt, Aristotel crede că există un suflet animal, un suflet care mișcă animalul. Cert este că timp de un mileniu și ceva, oamenii au crezut că corpul este ceva inert și că ceea ce mișcă și animalul și omul și pasărea și insecta și peștele este ceva numit suflet, ceva misterios. Viață, suflet, ceea ce mișcă. Dar că acest ceva care mișcă, care inițiază mișcarea și uh, durerea și dorința și toate acestea, uh, cumva rezidează în afara materiei, este sufletul. Uh, mergem de la Aristotela la René Descartes. Și Descartes uh, este cel care uh, își bazează toate filozofiile pe un dualism antropologic. Există corp care este o mașină ceea ce aduce de Carnot, este că corpul este o mașină și ca mașină, mașina se poate mișca singură. Mașina nu are nevoie de un suflet să-l miște. Aici este o idee nouă care vine în urma descoperirilor Galilei, în descoperirea legilor mecanicii. Și de Carnot știe mai mult decât legile mecanicii, dar înțelege, nu știe de chimie, nu știe de alte, alte forțe care acționează natura, dar el înțelege foarte, foarte bine că uh, corpul este o mașină și sufletul este uh, conectat la această mașină. Uh, ce este sufletul? Gândesc de ce există, spune Descartes. Deci sufletul sau voința, mai clar voința, este ceva ce gândește. Și această voință este infinită, chiar dacă cunoștințele sunt finite. Și Descartes de aici reduce și existența lui Dumnezeu, ca o voință infinită care gândește. Dar există o întrebare la Descartes. O întrebare pe care nu o exprimă deschis. Nu o exprimă ca să nu ajungă cumva să împărțească soarta lui Galeo, poate și mai rău. Anume, Galeo, de Descartes care înțelege că corpul e o mașină, că animalele sunt mașini. Fiindcă veni vorba pentru Descartes, animalele spre de om sunt simple mașini, simple mecanisme. Un cățel care chelălăie, nu suferă, că nu are suflet, e doar o mașină. Însă întrebarea care se pare că îl preocupă de pe Descartes, dar nu o exprimă, este dacă nu cumva ceea ce gândește, gândește de ce există, da? Existența este gândire. Îmi place de aceasta. Dar ce gândește sau cine gândește? Dacă nu cumva ceea ce gândește este tot o mașină. Și există mașini de gândit. Această întrebare de nu, nu, spune deschis, se, 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 se parte cei printre rânduri. Cert este însă că principala revoluție pe care o este biologia, și mai ales știința creierului, este aceea că omul este o mașină de gândit. Și astăzi am ajuns să creăm mașini, inteligența artificială. Așa că noțiunea de mașină de gândit este mult mai, mai intuitivă pentru noi. De fapt, ne întrebăm când mai avem până la singularitate, până, până la momentul când creșterea inteligenței artificiale se va merge exponențial, fiindcă inteligența artificială creează inteligența artificială. Ceea ce nu poate crea inteligența umană crește exponențial până ajungem la singularitate, da? la o creștere care este pentru noi infinită în inteligența artificială. Și asta însemnează că mașinile devin Dumnezeu. Deci, dictorul cartezian are aici cu totul alt sens. Asta, aceasta este o Prima mutație pe care o aduce uh, biologia și nu numai biologia, dar și inteligența artificială, în sensul că noi nu mai legăm gândirea de un suflet, chiar dacă acel dictorul cartezian gândește de ce există. Înțelegem că uh, organismul este o mașină, spune Descartes. Nu este o mașină mecanică, dar este o mașină. Și creierul este o mașină. Și ceea ce gândește este mașina. Și credeți și mașini care gândesc. Și există o temă Uh, frecventă în SF-uri uh, cum este de exemplu Person of Interest în care mașina devine Dumnezeu și omul creează o mașină care pe moment, auto, auto, autodez, se autocrează, evoluează foarte rapid și uh, uh, într-un timp atât de rapid încât omul nu mai poate ține pasul cu ea și mașina devine Dumnezeu este o temă foarte, foarte comună în, în SF-uri, însă este o simplă speculație. Nu putem spune că teoretic așa ceva nu e posibil. De fapt, unii spun că mai avem câteva decenii până la singularitate. Adică până când mașinile vor ajunge să creeze inteligența artificială tot, 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 mai superioară, deci nu mai creează omul, ci creează chiar mașina, încât curba merge asimptotic în sus pe verticală, asimptotic spre axa verticală, asta însemnează singularitatea din punct de vedere matematic, însemnează că pentru noi este infinitul. Este deja dincolo de puterea să de înțelegere. Este Dumnezeu. Deja, deci folosim termen pe care îi avem din, de la Aristotel și din teologia și filozofia scolastică. Îi folosim astăzi când vorbim despre computere, dar să mă întorc la om. Ce a adus teoria evoluției? Teoria evoluției Pune altfel în discuție problema sensului existenței. Hai să luăm darvinismul în modul lui cel mai vulgar, da? Supraviețuirea celui mai tare. Ferește, dictonul ăsta nu a lui Darwin, celui lui Spencer. Dar este atribuit lui Darwin și are sensul de Darwin social. Ideea lui Darwin, ideea de selecție naturală, nu este aceea a unei lumi sălbatice în care tot se mănâncă între ei. Și mai degrabă, ideea este, de lui Darwin este reproducerea celui mai înzestrat. Cel care, în mod accidental, este mai înzestrat decât alți indivizi din specie, are șanse să lase mai mulți urmași decât alți membri din specia respectivă. Și aici se poate adăuga și selecția sexuală, dar în principal selecția naturală, în sensul că urmașii celui mai înzestrat vor avea șanse mai multe să supraviețuiască și să se reproducă. Dar nu vede, ne era o luptă dramatică de câine care mănâncă câine. De fapt, Darwin uh, face undeva o afirmație că însăși dorința de a se reproduce este condiția creaturii fericite. Dacă viața ar fi o mizerie și o continuă luptă pentru teritoriu, atunci uh, animalele nu s-ar mai gândi la reproducere. Azi, aici este un fapt. Uh, în general, un animal, în primul rând, își apără teritoriu, după aceea se gândește la hrană și numai în ultima instanță la reproducere. Faptul că toate animalele au avut atât timp de reproducere și au atâta interes pentru reproducere, nu face altceva decât să dovedească că viața nu a fost un, un, un permanent luptă însângerată pentru supraviețuirea celui mai tare. Deci, însă, chiar dacă luăm ideea darviniană de supraviețuirea celui mai tare, dacă luăm ideea aceasta, există în știința evoluției, la ora actuală, dovezi suficiente că ceea ce a făcut ca o specie să supraviețuiască nu a fost o luptă oarbă între membrii acelei specii, ci mai degrabă cooperarea între membrii specii respective. Și nu a fost nicio vânătoare sălbatică după alte specii pe care să le mănânce sau de care să fugă, ci mai degrabă lucrurile sunt într-un într echilibru permanent. Pentru că dacă un predator ar omorâ neștire, până la urmă n-ar mai avea ce mânca acel predator. Uh, însă sunt multe întrebări în evoluție și este astăzi recunoscut de mulți biologi că selecția naturală nu este singurul factor care duce la evoluție. Uh, schimbări în mediu pot genera uh, schimbări evolutive, epigenetic, adică fără să afecteze direct ADN-ul. Uh, afectează Programul de exprimare a genelor, și diferența între om și cimpanzeu, de exemplu, este foarte mică, dar programul de exprimare a genelor diferă foarte mult. Viața copilul de exemplu, copilul uman, are o copilă mult mai lungă decât cimpanzeul. Asta însemnează al program de exprimare a genelor. Cu trei săptămâni înainte de naștere, copilul are blană ca cimpanzeu și după aceea cade blana de pel și... Așa mai departe, uh, uh, nu, nu vreau acum să vorbesc prea mult despre evoluție. Ceea ce vreau să arăt este că dacă cineva care privește Darwinismul în modul vulgar spune că sensul existenței este să supraviețuiești și să fii mai tare decât altul, lupta pentru putere, altcineva poate să arate că mai degrabă sensul existenței constă în cooperarea cu ceilalți și uh, în ultima instanță speciile au grijă una de alta. Uh, protejarea întregului, uh, întregului bagaj al vieții face parte din sensul existenței, fără să introducem aici un creator neapărat. Aceasta apare ca un sens natural determinat de evoluție. Uh, ferește că uh, teoria evoluției ne răspunde și la alte întrebări. De ce instinctul sexual e atât de puternic? De ce. Uh, uh, instinctul de teritorialitate atât de puternic. De la om, acest instinct este sublimat într-un într teritoriu cultural sau spiritual. Dar de ce este acest teritoriu atât de, de. acest instinct al teritorialității atât de puternic? Se pare că este uh, cel mai puternic instinct asociat cu instinctul de reproducere. Uh, 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 Mergând mai departe, știința creierului ne arată că orice gând, și orice simțământ, orice motiv, este în ultima instanță determinat chimic. Dar nu înțelegem perfect chimia aceasta. Nu înțelegem exact felul în care, de la reacții chimice, ajungem la gând și la emoție și la idei filozofice și uh, la străi religioase. Cert este însă că baza lor este chimică. Și în uh, noi înțelegem această bază de chimică destul de bine, la data aceasta. Nu înțelegem fenomenul în toată complexitatea lui și nu înțelegem relația exactă uh, între conștiință, de exemplu, și toată activitatea creierului, dar știm că una o determină pe cealaltă. Nu există suflet. Și omul este într-adevăr o mașină de gândit, de simțit, de filozofat, de făcut religie, de făcut război, dacă vreți, și așa mai departe. E bine, uh, vreau să mă duc la teologie. Ce sens are, de exemplu, noțiunea omului e făcut după chipul lui Dumnezeu? În contextul în care înțelegem că omul este un mamifer și mamiferul este un patru-pred și este un vertebrat și, în ultima instanță, este parte din regnul animal, care este sensul după chipul lui Dumnezeu? Ferește că ideea pe care o ce mai mulți credincioși, anume că omul este o creatură unică, din punct de vedere biologic, cade. În același timp, recunoaștem că omul are, uh, are anumite particularități pe care celelalte animale nu le au. Omul are o teorie a minții, pe care cimpanzei și delfinii o au în mod foarte, foarte vag. Omul are o noțiune a timpului, a trecutului, prezent și viitor și stabilește un teritoriu în timp. Omul are gândire simbolică. Însă, toate acestea sunt la rândul determinate biologic. O altă problemă, problema cea mai importantă pentru creștini, este căderea. Care este sensul căderii, dacă e evoluție? Catolici au venit cu o explicație de a dreptul copilărească. Ca să bage pe undeva evoluția pe ușa din spate, spun, da, a existat o evoluție, la un moment dat Dumnezeu a injectat un suflet în creierul în uman și sufletul acesta a căzut, că mai mulțoi nu poate să cadă. Dacă luăm însă istoria teologiei creștine și am mai chiar o carte pe care o recomandă Denis Ale Alexander, Creation or Evolution, știu do you have to choose, to, to choose, știu că e cartea există și în românește, Creație sau Evoluție, trebuie să alege de Denis Alexander. Este biolog, dar este și un biblicist. Și introduce o idee cu care sunt de acord anume că atunci când scrie despre Roman 8, de exemplu, despre natura care a fost supusă de șertăciunii în speranța mântuirii, nu ne referim la cădere, ci ne referim mai degrabă la evoluție, la evoluția vieții și evoluția Universului într-o anumită direcție. Irineu, primul teolog creștin, nu crede că Isus s-a întrupat din cauza că omul a căzut în păcat ca să pătească lui Dumnezeu, mă rog, ofensa a păcatului. Ba chiar Ireneu spunea că Ioan l-a învăța, pe ei, ca niciodată să nu creadă că Isus a murit, fiindcă Dumnezeu vrea ca cineva să fie pedepsit și să plătească prețul păcatului ca pedeapsă. Și mai degrabă că căderea lui Adam, de fapt, a fost ocazia întrupării lui Isus. Căderea lui Adam a fost, spune Irineu, n a fost o cădere. A fost mai degrabă un act prematur. Adam trebuia să cadă. Adam trebuia să mănce din pământul cunoscutului și răului, trebuia să se ia din Eden. Mănânc că unii dintre noi consideră ideea fructului oprit și a ieșirii din Eden o simplă alegorie. Alții o iau literal. Dar nu asta contează. Contează sensul narațiunii. Anume, Adam uh, nu a căzut mâncând din fructul oprit. Adam trebuia să cunoască binele și răul trebuia să cunoască moartea, trebuia să iasă din, uh, din uh, spațiul protejat al Edenului. Și uh, Isus trebuia să se întrupeze în Logo Logosul trebuia să se întrupeze. Ceea ce vreau să spun este că teologia creștină, nu numai că poate formulată altfel, dar dintr-o dată evoluția dă un sens teologiei creștine. Tadeu Șavem spunea că singurul lucru care poate salva creștinismul în timpul nostru este teoria evoluției. De ce? Și vreau să pun din punctul de vedere al creștinului, nu al ateului. Este foarte simplu să iei teoria evoluției, să o, o pui poveștilor naive, care se spun în biserici, la copii și la adulți. Nu vreau să fac aceasta. Vreau mai repede să arăt că singura noastră de a scăpa de această naivitate infantilă în biserica creștină este adoptarea teoriei evoluției ca narațiune principală pe care se desfășoară drama salvării. De ce? Narațiunea noastră fundamentală este așa zisă narațiunea Marei Lupte. Și de a merge cam așa. Undeva, într-un colț al unui univers, să zic, oarecum newtonian, două ființe antropomorfe, tatăl și fiul, sunt ca oameni. Au cinci degete, au păr, au barbă, au ochi, au picioare, mă rog, nu știu dacă au ficat, inimă, plămâni, nu știu ce, dincolo de piele, că nu se vede că e lum... sunt cam luminoase ființele astea. Dar aceste două ființe discută ca să facă om după chipul lor și uh, sunt îngeri care se creează de Dumnezeu, Tatăl și Fiul, tot ființe antropomorfe, care le place să cânte și sunt disciplinate și așa mai departe. Însă un înger se supără, că n-a fost și consultat și începe să creeze răzmeriță. Și nu știu cum se face că acest cer în care niciodată nu s-a întâmplat nimic rău, este organizat cu o armată totuși, are o disciplină strict militară și are o fel de securitate. Este aici o gaură în povestire. Cert este că până la urmă omul este creat și vine satana și îl face să cadă. Și aici apare o problemă că acest Dumnezeu iubitor nu poate să ierte uh, un fruct oprit, un, un, un fruct mâncat sau din care doar s-a mușcat, nu poate să ierte treaba aceasta și bleastă pe toți urmașii la Damșeva să fie aici cu satana pe pământ și să sufere, să moară și așa mai departe și nu poate să accepte, să ierte treaba asta trivială. Nu mai vorbesc de altele, dar și multe lucruri triviale, de exemplu că ai trecut cu un minut peste apusul soarelui la sabat și așa mai departe, nu poate să accepte decât dacă vede moarte oricât de trifia, oricât de mic ar fi o ofensă, acolo să cere moarte și nu moarte oricum. Omul ar trebui ars pe rug, trebuie ars de viu. Asta e Dumnezeu. Asta în versiunea, în, versiunea condiționalistă. Fiindcă în versiunea nemuririi sufletului, cel mai trivial lucru, sau simplu vina de a te naște, să pedepsește cu o veșnicie în foc, în chin, în iad. Dar acest Dumnezeu totuși ne iubește și îl trimite pe fiul său. Cum se face că Dumnezeu are un fiu? E iarăși o întrebare. Da. Dar Dumnezeu are un fiu, chiar dacă nu are o soție, fiindcă dacă ar avea o soție, ar fi o zeiță, ar fi o divinitate feminină. Și ce avea o problemă. Trimite pe fiul său. Și uh, el trebuie să moară. Și asta vrea să vadă Dumnezeu moarte. De fapt, îl pedepsește pentru noi. Uh, îl moară, îl omoară, îl chinuiește, îl torturează. Și după aceea, s-a desfăcut și poate să ne erte pentru vina de a ne fi născut. În ultima instanță, vina noastră principală este aceea de a ne fi născut. Deci că nu am ales noi să ne naștem. Dar ne-am născut și ne-am născut în lumea aceasta și ne-am ales noi să ne naștem în lumea aceasta. Dar suntem vinovați pentru aceasta și toți știm că nu e rațional și nu e drept. Dar nu te poți spune cu cineva mai tare decât tine. Așa că uh, dezvoltăm un fel de sindrom Stockholm aici. Și, oh, cât ne-a iubit, cât ne iubește. Dar undeva în sinea noastră uh, știm că nu suntem iubiți că ne urește, că Dumnezeu ne urește. Și în sinea îl urâm, dar nu avem curajul să-l cu adevărat. Că ne temem că e prea tare și ne curajul până și gândurile. Avem un sindrom Stockholm, suntem presionați când ne iubit și cântăm și ne bucurăm, cu toate că tremurăm că știm că dacă am făcut cea mică greșeală, s-ar putea să ne aștepte focul. Da? Deci asta este narațiunea. Narațiunea creștină sau narrativa creștină. Întrebarea este cine mai poate să creadă aceasta? Bun, unii pot să creadă și îi compătimesc. Uh, e posibil ca un om să, să traverseze Atlanticul cu, din America în România cu un avion modern, cu un Boeing și când este bolnav să se trateze într-o clinică modernă și pe avion să scoate un laptop și uh, și e urile și toate astea și până când vine la București să ne spună povești uh, care sunt bazate pe, pe, pe mă rog, mitologia evreilor care crede că atunci când a făcut un păcat pur ceremonial, că a încălcat un tabu, trebuie să moare un animal, să curgă sânge, sângele va spăla ofensa aceea și Isus a fost așa mai departe. Imaginați-vă însă dacă narrativa creștină este identică cu evoluția. Dintr-o dată tot o face alt sens. Și am prezentat cândva teoria lui de Șavdean, în care într un paralogusului, noțiunea de păcat, de moarte, de, de suferință, speranța de viitor. Totul are alt sens pentru că evoluția este o dramă reală și teologia creștină poate să dea un sens acestei drame. Aici este problema. Deci, teologia creștină încearcă să dea sens unor mituri și povești din antichitatea a timpurie, despre zei care se supără și cer sânge și care se moară între ei și coboară în și se nasc din fecioară și așa mai departe. Deci teologia creștină poate să construiască pe aceste narațiuni sau poate construi pe formidabila, pe fantastica epopee a, a, evoluției. Alt aspect care, cu siguranță, că biologia modifică și ontologia și uh, teologia. Este problema originii vieții. De ce? Spre aceasta. Până în secolul XIX, pe la 1820 ceva, mi se pare atunci a fost sintetizată o rea. Să credea că substanțele organice pot fi produse doar de organisme. Și această sinteză a substanțelor organice o face o anumită forță numită energie vitală pe care, în general, ideea era că o moștim de la Adam încoace și orice ființă se naște cu o cantitate limitată de energie vitală. Și când strâmbi această energie vitală, s-a terminat cu tine și ai murit. Energia aceasta vitală era văzută ca cea supranaturală. În Elena în Patrar și Profeți, comentând episodul cu vrăjitorul Faraon, care fac și ei șerpi și păduchi, ne spune că acestea au fost doar niște impresie, niște fel de holograme, pentru că numai Dumnezeu poate crea viață. De ce? De ce? Fiindcă viața este văzută ca o esență supranaturală, ca ceva ce nu are o explicație naturală sau chimică, ci ceva ce vine dintr-o altă lume. Dumnezeu a suflat de viață în Adam. Dumnezeu a suflat de viață în, în în viețuitoare. Acum am ajuns să înțelegem destul de bine. Primul pas a fost sinteza de materie organică. Prima am ajuns să înțelegem chimia organică. Am ajuns să înțelegem metabolismul celulei. Am înțeles, am ajuns să înțelegem uh, structura ADN-ului și uh, am ajuns până la urmă să și facem ADN-ul artificial din, uh, din uh, elementele uh, componente. Uh, deci am ajuns să, nu să facem viața artificială, dar să creăm ADN-ul ad ADN din elementele componente, să re recreăm ad ADN-ul unei bacterii. Deci am ajuns până acolo. Încât înțelege că viața este un fenomen pur chimic. Ua, și chimia are încă tainele ei neînțelese. Dar ce zice nu e nimic supranatural acolo? Viața nu este un fenomen supranatural, așa cum materia organică nu este supranaturală. Vedeți, să că viața e foarte complexă. Și primul argument este, stai puțin, că viața nu putea să apară pe Pământ, fiindcă materiile organice nu apar așa. Și Ni se, se tot citează experimente în care au fost, uh, prin, mă rog, supe primordiale sau... Uh, recrearea supe primordiale, descărcarele electrice și că n-a apărut uh, substanțe aminoacizi. De fapt, au apărut. Dar problema este alta. Uh, de curând, uh, europenii au, uh, au pus o stație pe o cometă și bineînțeles că cometa nici mă miră cometa a găsit substanțe organice. Uh, stația a găsit substanțe organice pe acea cometa. Uh, de curând, am primit de la Curiosity, de pe Marte, vestea, că Există substanțe organice pe Marte. E prima oară când am găsit substanțe organice pe Marte. Și există metan pe Marte. Acum metanul poate fi provocat de reacții chimice, dar de obicei este provocat de descompunerea substanțelor organice. De substanțe organice. Deci există substanțe organice pe Marte. Există substanțe organice pe în sistemul solar, la limitele sistemului solar. Există substanțe organice în nebuloase, la distanță de sute de ani lumină, în Orion există substanțe organice, există chimie organică. Se pare că Universul este plin de substanțe organice care apar accidental. Întrebarea este care e probabilitatea să apară ADN-ul. Citeam de, de curând și nu pot să vă dau detalii, dar cert este că un asteroid, impactul unui asteroid într-un mediu bogat în, în substanțe organice, poate să ducă la formarea tuturor celor patru litere ale ADN-ului și acestea pot intra în reacții între ele. Nu semnează viață, dar semnează că ADN-ul poate să apară spontan. Este o idee care a susținut creaționiștii că o proteină nu poate să apară spontan. Proteine apar spontan în Univers. Există aminoacizi și aminoacizi complexi care apar spontan în Univers. Și de ce? Pentru că, vedeți puțin că timpul este foarte lung și reacțiile chimice sunt făcute de obicei în Particule de gheață în care sunt carbon și hidrogen și fosfor și oxigen și uh, uh, sulf și toate acestea fiind bombardate permanent de rază X, sunt, sunt sute de milioane de ani în care se produc tot felul de reacții chimice, așa că substanțe foarte complexe, inclusiv proteine, pot să apară în mod spontan în univers. Poate să apară viața. De ce nu? Viața este un fenomen natural. General putea să apară. Dar imaginați-vă ce se va întâmpla cu teologia. Dacă se, va găsi, se vor găsi microorganisme pe Marte sau de de sistemul solar, e posibil să nu se găsească. Dar e posibil să se găsească. Nu pareas pe faptul că nu se vor găsi. Dar imaginați-vă impactul. Să zicem, pe Marte se găsesc nu microbi vii, se găsesc vasile de microbi. Există suspiciunea că. Doi meteoroizi de pe Marte ar conține fosile de microorganisme. E discutabil. Dar să imaginăm că pe Marte, să zic, se vor găsi fosile de organismul niciunulare. Marte a avut apă, a avut oxigen, a fost cald, a avut viața și Marte a murit și viața s-a stins. Care fi concluziile pe care am trage? Atunci când ne imagineam că viața e un miracol, care nu putea să apară de la sine. Că numai pe acest pământ, în mod special, a fost creată viața, de fapt a fost creată viața în formă organizată și a fost creat omul. eram mai dispus să dăm un sens vieții. Dar care ar fi concluziile noastre dacă undeva s-ar afla că a existat viață și viața aceasta a dispărut atunci când planeta și-a vrut câmpul magnetic și și-a pierdut mișcările tectonice și s-a răcit și apa s-a evaporat, viața, planta aceea a murit. Care este sensul vieții atunci? Există chiar un sens al vieții. Acolo nu a existat păcat, nu a existat Adam nu a șarpe, nu a măr. Fruct sau fruct oprit, mă rog. Și totuși există moarte. Care ar fi impactul dacă am găsit, am aflat de urme, de viață complexă, undeva, în sistemul solar, pe altă parte, pe o, pe o cometă venită în alt sistem solar. O lume care a fost, a existat, a dispărut. Sau chiar e, viața inteligentă, care a existat și a dispărut și nu mai este. nu a de, de foarte nihiliști. Sau poate, am căutat noi întrebări teologice, am trece de lecția simplistă de la măsuță, Dumnezeu a făcut pe șerba, din pământ, bla, 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 am din fruct, a căzut, am murit, dacă moartea există, dacă viața există în univers și în alte părți, dacă moartea există în univers și în alte părți, dacă viața nu este o excepție, ci o normă, ceva normal în univers, ca și moartea, ca și extinția, uh, care este sensul extinților în masă pe planeta Pământ? Care este viitorul omenirii în acest context? Eu cred că aceste uh, astfel de date, de informații, nu ar duce neapărat nihilism, ce mai degrabă ar duce la o nevoie de regândire teologică și filozofică a lumii. Ne-ar duce la poziția în care întrebările fundamentale ale teologiei și filozofiei, și ale teologiei mai ales, care în ultimele sunt întrebări despre sens. Omul religios este omul care vrea altceva în afară de ce oferă viața aceasta. Și când spun în afară de orice fel de viață aceasta, mă refer la o supraviețuire egoistă în altă uh, lume. Omul religios vrea sens. Vrea să aparține de ceva mai înalt. Vrea să știe că trăiește pentru ceva, că viața are un rost. Uh, cum ar putea o teologie care a rămas la ideea ceasurilor lui Palei? Cunoașteți ideea ceasurilor lui William Palei? Când mergi pe apotecă și dai de o piatră, treci mai departe, dacă întâlnești un ceas, te întreb cum a ajuns ceasul ăsta aici, Oh, uite, organismul sunt ca un ceas, cum de-a ajuns organismul așa cum sunt. Noi astăzi știm că ceasul acesta nu este un ceas, dar mai știm și altceva. Un copil merge pe apotecă, are doi ani, se răvește de o piatră, începe să plângă, vine mama, începe să, beată, să bată piatra, na, na, și copilul se potolește. În mintea copilului, piatra aia a fost așezată cu o intenție rea acolo sau s-a așezat singură și trebuie de pedepsită. Da? Deci nu cumva ideea cu ceasul este la fel de infantilă. Ideea cu ceasul pare este de fapt ideea de bază în teologia noastră. E un ceas fantastic, special, făcut de cineva, pus acolo cu un rost. De fapt este infantilismul copilului care se la video piatră și mama trebuie să, să Mată piatra și dacă murim și dacă suferim, asta este piatra, nu este în copii, cineva trebuie să certe piatra, cineva trebuie să ne explice ce caută piatra acolo și așa mai departe. Însă, pe măsură ce aceste date științifice despre creier, despre evoluție, despre natura existenței biologice, despre faptul că sufletul nu există, că noi suntem mașini de gândit, toate aceste idei, pe măsură ce se adună, pe măsură ce vom ajunge cândva să vedem nu numai, să, să vedem nu numai evoluția în plantă noastră, poate vom ajunge la elemente incipiente de, de evoluție comparată. Privind la microorganisme pe alte planete sau doar la substanțe organice care știm deja că se află pe alte planete, ne putem întreba deja, ne putem, putem deja pune unele întrebări. Ajunge, având toate aceste date, Iată, de descoperim că discursul bazat pe ceasul palei nu mai funcționează, și nici discursul bazat pe un Dumnezeu care se joacă în nisip sau în lut, nici pe e, Sufletul Aristotel sau e, existența temporală a Augustin, toate acestea nu mai sunt satisfăcătoare. De fapt, în cazul acesta avem nevoie de un nou discurs teologic, de o nouă teologie. Și așa cum spune Hawking, un teolog care să vrea să înțeleagă -mi mintea lui Dumnezeu, trebuie să plece de la o teorie a tuturor lucrurilor. Vreau să mă întorc la fraza lui Hawking, care mi-a plăcut foarte mult. Și când spune Hawking în secolul XVIII, Savanska, Denis Diderot, Immanuel Kant, mă rog, dacă, dacă, vreți, apoi Hegel, Thomas Paine, toți acești savanți, acești filozofi. Erau niște filozofi niște oameni care căutau sensul lucrurilor. Erau, clar, foarte puternic influențați de teologia creștină. Dar ce caracterizea pe acești filozofi ai secolului XVIII este că avea uh, aveau o teorie a tuturor lucrurilor științifică. Interiorizaseră, absorbiseră concepția științifică a vremilor. De când spune Hawking, filozoful din timpul nostru, este tipul de campus liberal care zice că știința literatură, orice concepție științifică este un mit, în ultima instanță, care eh, crede că rațiunea este ea însă și un mit, și eh, raționalismul este o formă de imperialism apusean, și așa mai departe, tot felul de nonsensuri pe care le spune cineva care are un salariu asigurat, are niște granduri de la diverse companii și de la guvern, care practic nu trebuie să dovedească cu nimic valoarea lui, este doar un profesor care transmite idei și cu cât ideile mai sunt mai interesante ta se vând mai bine. Însă acești oameni uh, resping știința la fel ca și teologii și consideră că uh, știința este ceva ce ne oferă o imagine de a realității și ca adevărată imaginea realității este, nu știu ce, intuiție artistică sau nu știu ce uh, absurdități postmoderne. E bine, uh, în contextul acesta, hochi în care dreptate, filozoful și teologul din timpul nostru nu mai încearcă să adopte o teorie a tuturor lucrurilor, o teorie științifică, care să facă sinteza uh, informațiilor generale care avem despre Univers și pe baza ei să pună noi întrebări, să caute răspunsuri noi cu privire la sensul vieții. Aceasta este sarcina noastră și eu, în ce mă privește, nu sunt uh, uh, persoana care să uh, împrețesești o concepție nereligioasă despre lume sau o concepție neoteologică sau antiteologică. Din potriva, aș vrea să încurajez pe fiecare dintre cei care este credincios și care uh, găsește că uh, exorelevanța, răspunsurile teologice despre de teologice, să aibă curajul să se desprindă, să rupă cătușile acelor superstiții și bazme din, din vechime și să recunoască că lumea în care trăim este foarte eluzivă, e mai, mai complicată, mai greu de înțeles mai eluzivă natura realității și ca tare întrebările sunt mai dificile și cel mai mult curaj. Însă, în ultima instanță, pe măsură ce știința va avansa, cu siguranță că va trebui să ne întrebăm într-un sens nou dacă viața are sens, dacă totul este un plan sau este un accident și dacă Putem înțelege sensul vieții și putem să-l îmbrățișăm sau, din potrivă, mai degrabă să îl respingem, pentru că și aceasta este o opțiune. Uh, toate acestea sunt, în ultima instanță, ceea ce, în mod tradițional, să-mi religie sau teologie. Și uh, nu ne vom mulțumi să descriem lucrurile, ci vom putea să le înțelegem și sensul. Vă mulțumesc! La revedere!